prima scolită, așa, de... Dar se spuneau că nu au știut ce numere bine dinainte, dar aici scrie că și chiar era o bandă mare care nu putea să numere nimeni. 7 de aici. Și numere și numere multe, multe din toate părțile. Da, bă, da. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este Dumnezeul nostru care își așa de pe scaun de domnie și a mirului. Amin. Și îngerii au strigat și ei, că se tornuiesc, că a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumire, cinstea, puterea și tăria vecii vecilor. Amin. Amin. Vă ajut de bună Dumnezeu, dragi tineri, să fiți în mulțimea aceea. De altfel, eu cred că Ioan deja v-a văzut în hainea altă, în mază, vedem. El v-a văzut de 2000 de ani în hainea altă. Slavă, nu. Pentru că Dumnezeu toate lucrurile sunt cunoscute din veșnicie. Amin. Și dacă v-a mai văzut pe careva să vă grăbiți să îmbrăcați haina altă. Amin. Și dacă din cei ce v-a văzut și de ați îmbrăcat, o vedeți să o păstrați curată. Amin. Dacă nu se dă la altul. Hainele acelea nu rămân neîmbrăcate, nici nume scrise lipsă de acolo. Nu ești tu credincios, îți pierzi cu haine, cu nume cu tot și altul numele și slujba și locul Sfânt Apărăție. M-am bucurat să văd și copiii aici. Pe voi nu vă botezăm la vârsta asta, dar de pocăit ați putea pocăi la vârsta asta. Nu mă pocăiți și facem mai târziu, dar pocăința poate fi și la 5 ani. Pe vârsta de 5 ani. O fetiță a noastră, singura de altfel care am avut-o, s-a pocăit când era pe clasa 1. S-a dus la mama ei și a spus plângând, mama, eu sunt păcătoasă. Dar ce ai făcut? Mi-am rupt vârful unui creion la colegă de mama. Am luat nu știu ce la de un frățior de-a meu, de-aia spunea plângând, și ce vrei? Să te rogi cu mine, să mă ierte Domnul Iisus, că vreau să dau viața mea Domnului Iisus. S-a rugat cu soție. Și eu la momentul acela n-am fost de față. Eu nu mai știu decât pocăitul de fata noastră. Acum și am adică cu copii. A primit Duhul Sfânt când avea 9 ani rugându-se singur acasă. Eu cred că și copiii se pot pocăi. Și să nu spună cineva, frate, de cu experiență de la tine de acasă, vin din Evanghelie, eu de v-am citit. Erau copii la predicile Domnului Iisus? Amin. Stăteau acolo cu zilele? Amin. Dar de ce credeți că stăteau? Îi țineau părinții cu deasila? Nu. Încă unii se înghesuiau. Și Domnul chiar a luat pâinile și peștele unui copil, știți? Și a făcut o minune. Eu cred de acolo că și copilașul ăla chiar și postea. Nu? Foarte important. Așa că, dragi copii, să fiți și voi atenți la ceea ce vă voi spune dintr-o predică scurtă a Domnului Iisus Hristos și dea bunul Dumnezeu să o înțelegem toți. Amin. Am citit din Marcu, de la capitolul 1, versetul 14, recitesc. Iisus a venit în Galileea, provincia în care locuia, unde a crescut, și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, un mesaj scurt, ați putea să-l învățați pe de rost. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce este Evanghelia? Are în Biblie multe denumiri. Și din denumirile astea toate, o să pricepem îndată de ce. Că nici Dumnezeu nu are un nume anume. Dumnezeu are multe nume. Că fiecare dintre numele lui Dumnezeu ne spun ceva despre Dumnezeu. A zis Dumnezeu lui Avram, Genesa 17, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Și știm ceva despre Dumnezeu, că este atotputernic. Îi spune Dumnezeu lui Moise, Exod 3, eu m-am un nume, dar până acum nu l-am spus. Hai să te spun ție. Eu sunt cel ce sunt. La, la,
Amin. N-a fost nimeni înaintea mea, nu depind de nimeni, eu sunt pentru vecii vecilor. Zice Moise în Psalmul 90, din veșnicie, în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Amin. În Romani, la capitolul 1, așa și începe apostolul epistola către frații din Roma, este scris versetul 1, că el a fost pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. De ce zice la Evanghelie că e a lui Dumnezeu? Evanghelia înseamnă, e un cuvânt în greabă, Evanghelion, și înseamnă veste bună sau bună vestire. Pentru că ne spune Cartea Sfântă, fără să mai dau toate detaliile, că vestea asta bună a fost plăduită de Dumnezeu din veșnicia trecută. Înainte de a face pe Adam și pe Eva și grădina aceea frumoasă numită a Edenului, Dumnezeu a plăduit, dar a ținut secret asta. Zice, taina ținut ascunsă, avea el o veste bună. Că vrea să instaureze o împărăție cu oameni mântuiți. Asta de la Dumnezeu Tatăl a pornit, de aceea scrie că vestea asta bună e a Lui. Scrie tot aici în Romani, vă citesc în versetul 9, că și Evanghelia Fiului Său, sau versetul 16, că-și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce zice că Evanghelia e a lui Hristos? Apoi cred că cel puțin din două motive, nu numai pentru că a predicat-o. Evanghelia e vestea bună, dar vestea bună ne o avem tocmai de la Domnul Iisus, că El și-a dat viața pentru noi. Amin. Asta e ce scrie în Corinteni 1, propovăduirea crucii. Vestea Amin. Bună că Domnul a murit. Amin. Eram în Poitinel și într-o dimineață, în timp ce mă rugam, și am șoptit Domnul minte, astăzi vei vedea una dintre lucrările mele. În moment am devenit curios, surprins, dar apucându-mă cu frații la una altă, am uitat. Pe la ora 12, un frate a zis, hai să mergem într-o familie. Sora e credincioasă biserica noastră, soțul este la oastea Domnului. Și am intrat în vorbă și omul zice la un moment dat, îmi place, din la mâna pocăiți, îmi place. Dar ceva nu înțeleg, scrie în Biblie și mi-a citit că omul era în temă. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei sunt pe calea pierzării. Și din moment ce voi nu agreați crucea, eu zic că voi sunteți pe calea pierzării, dar pentru noi, a spus bietul om, care suntem pe calea mântuirii, noi suntem pe calea mântuirii, la ostași, la ortodoxi, este puterea lui Dumnezeu. Și nu mai merg dacă s-a făcut sau nu semnul crucii. Și a zis, ascultă-mă, omule, tu crezi că Apostolul Pavel s-a referit la crucea asta ce o aveți peste tot și vă faceți ca semn? Da, bine. Spune, când a fost scrisă epistola asta către Corinteni? Păi, în anul 50-60. Dar crucea asta la care faceți dumneavoastră referire, când a apărut în istorie? Păi, după 310, la 312, la bătălia de la Malvian dintre Constantin și Flantarzi. Ei, vedea, cum a spus Pavel la Corinteni ceva ce urma să apară cu 250 de ani mai târziu? Știau ei despre ce e vorba. Și omul dintr-o dată se luminează la mine și spune că bine zice. Dar tu la ce se referă aici? Păi nu scrie că-și crucea e puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii. Dar ce e asta? Simplu de tot. Să spui că Iisus a murit pe cruce și în baza asta noi suntem mântuiți. Slavă! Amin. Știți ce a zis bărbatul mai departe? Cum zic pe povinenii, măi fii mei, azi mă botez. Ziua aceea s-a botezat, a fost de fapt. Slavă Domnului! S-a pregătit repede apa și în timp ce ne rugam, iar mi-a șoptit Domnul minte, ai văzut una dintre lucrările mele, cum s-a spus dimineața? Ce se întâmplă aici? E lucrarea Evangheliei. Amin! Și Evanghelia asta e a lui Iisus Hristos, că este botezat în numele Lui. Asta ceea ce El a făcut. A morții, simbol a morții Lui, și a învierii, când ne ridică de navă. Tu să vă amintiți, e momentul învierii Domnului. Și să știți că după învierii El s-a dus apoi mai sus. Eu și de acolo, că nu l-a putut ține a moartea, a
robotul ținea nici pământul, fără navă spațială. S-a dus. Zice poetul, cei ce aderă voi sale principiile morale de s-ar deplasa fecale copii cu sandale, dar în ziua de transfer, când vor fi răpiți la cer, vor ateriza în orale latitudini siderale, Marte, Venus, Jupiter. Aceasta e promisiunea făcută de Duhul Sfânt pentru cei din pământ, care au iubit rugăciunea și au slăvit înțelepciunea difuzată prin cuvânt. Sporul acesta ia ființă și se face cu putință în viața de creștin, însă numai prin credință și prin sfântă pocăință succedăm acest destin. Și despre asta vă spun în altceva. Dar vreau să mai spun niște titluri ale Evangheliei. Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus. Și spune Petru în viața epistolă la capitolul 1, citesc versetul 12, că apostolii au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer cu scopul acesta, auzi? Că putem spune că Evanghelia și ea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt folosește cuvântul și oamenii au vorbit mânați de la Duhul Sfânt când s-a scris Evanghelia și să dea Domnul să predicăm cu putere de la Duhul Sfânt. Amin. Și să dea Domnul cu Duhul Sfânt să lucreze mintea dumneavoastră în timp ce auziți Evanghelia. Amin. Și parcă n-ar fi destul să fie numai a Dumnezeirii Evanghelia, scrie aici că și chiar și îngerii doresc să primească. Sunt și ei de față. Și care cum primește Evanghelia? E mare sărbătoare în cer. Așa că îngerii voastră sărbătoare înșeptită. Slavă Domnului! Și se vor bucura cu mulțimea mântuită pentru vecii vecilor. Slavă Domnului! Să fie. Dar mai Evanghelia asta niște titluri interesante. Și mai multe nu le spun pe toate. Restul puteți să le studiați. Spune Apostolul Pavel, dar hai să vă citesc mai întâi din Luca, din capitolul 8, spune Luca. E o denumire interesantă aici. 8, versetul 1. Domnul Iisus propovăduia și vestea Evanghelia împărăției, pentru că și chiar și textul nostru scrie propovăduția că pocheții că împărăția cerului este. De ce zice Evanghelia împărăției? Când Evanghelia asta, ca și în pildele Domnului Iisus, El tot pe eu spunea, împărăția și nu se aseamănă cu asta, cu cealaltă, acolo va fi așa, nu știu cum e acolo, dar de tot povestea cam așa, pe înțelesul nostru. Adică dacă ne vorbea de lucruri din cer, nu putea pricepe. Și atunci a comparat împărăția cu celor de pe pământ, ca să noi să ne putem da seama. Dacă noi credem Evanghelia asta, e a noastră împărăția lui Dumnezeu. Amin. Unii se vor bucura astăzi că vor fi aleși. Alții se vor întrista că nu vor fi aleși. Dar și cei aleși vor avea un mandat scurt și cu probleme, că vor fi aleși în vremuri grele. Dar voi sunteți aleși pentru vremuri bune. Amin. Și pentru un mandat etern. Amin. Asta e cea mai binecuvântată alegere. Ăștia ați votați nu eu, eu sunt născut nu din voia lor, nici din voia vreunui om. Ăștia ați votați de Dumnezeu, aleși mai dinainte. Are lucru dacă are lucru. Dumnezeu să vă dea aici. De Dumnezeu am dorit să fie și frații aici. Undeva, pe vremea comunistă, s-a pocăit o fată venită din lume. Și părinții au făcut scandal. Dacă botezați cu ceilalți, nu aveți probleme cu noi. Atunci frații, din necesitate, au botezat o sâmbătă. Și în timp ce era apă, în apă i-a început să plângă. Și frații, de ce plângi? Te tem de represalii, de atitudinea familiei tale sau nu ești hotărâtă? Și a zis, nu, am un alt loc, te plâng de bucurie. Dar de ce? Pentru că te-a mântuit Domnul. A zis, da, dar încă ceva, dar ce? Aș fi vrut să mă botez, să fie toată adunarea de față. Și, păi nu știu că nu s-a făcut, dar mi-a făcut Domnul azi un cadou. Într-o vedenie scurtă am văzut toată adunarea plină de îngeri. Amin! Așa ceva a zis, nu mi-am imaginat. Să vină îngeri la mine la botez? Da. Asta e Evanghelia împărăției și îngerii vor să-și vadă colegii de slujbă. Ei nu știe care se însuie de la toată lumea și-i taină, să nu la Duhul Sfânt știe. Și îngerii care cum află. Și ăsta e de-a nostru. Și de-a nostru pentru vecii vecilor. Da, măriți să fie. Da, da. Vă citesc și o altă denumire a Evangheliei acesteia, spune Apostolul Pavel, aminteam înainte, Fapte 20:24. El a zis că nu ține la lumea asta, la viața asta, am ajuns oarecum aproape de el în situația asta.
spune aici, vrea numai să-și termine cu bine calea, să ajungă el, dar să ajungă și alții și slujba pe care am primit-o de la Domnul ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Dragii mei, nouă, prin faptul că ni s-a vestit Evanghelia, asta nu înseamnă că noi am avut vreun merit, sau că și acum avem vreun merit. A zis Pavel, și dacă eu predic sau altul face ceva, ce ai zis să nu fi primit? Evanghelia Harului Dumnezeu înseamnă că tot ce auzim noi din Evanghelie e cadou. Amin. Cum zice Roman 5, darul și harul care ne l-a făcut harul acesta. Să știți, astăzi vi s-a făcut, cum zice în 2 Corinteni 9, 15. Mulțumim Fiatul și Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Care a dus Biblia la voi și a spus tot voi să pricepeți. Asta e harul Dumnezeu, Efeseni 2, căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință și asta, vine de la voi. Veniți de la fratele Dumnezeu. Asta vine de la Dumnezeu. Amin. Asta e Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Amin. Și cum zice Pavel, că s-a despărțit de presbitere din Efes la întâlnirea de la Milet, și acum fratele vă credințeze în mâna lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său. Și îmi plac expresia de fapt, apostolul scrie că pe unde mergea, nu putea să stea cu ei. Trebuia să fugă, venea un prigonitor după el. Vă zice, vă lasă în grija Harului. Asta e buget nelimitat, grija Harului lui Dumnezeu. Că Harul ăsta lui Dumnezeu a fost turnat cu prisosință peste noi. Și zice în 1 Petru 1 cu 4 că pe noi ne așteaptă o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate vesteji. Și spune frumos versetul 5. Era frumoasă, dar zice, și vă sunteți păziți până acolo, stați liniștiți, de puterea lui Dumnezeu. Și astea toate sunt ale Harului. Și numai o denumire mai spun, ca să, acum să spun ceva despre credință și pocăință. Scrie în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 11, potrivit cu Evanghelia, atenție, ce denumire frumoasă. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Ia, vă rog să aprofundați. Ce înseamnă Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu? Că Evanghelia asta o să vă ducă pe voi la slavă și la fericire. Că singurul cu adevărat fericit e Dumnezeu. Și singurul care are slavă desăvârșită e Dumnezeu. Glorie Lui. Și acolo e ținta Evangheliei, acolo e capul. Dacă ar pricepe lumea asta, cum a zis Domnul către femeia la fântâna aurului, dacă tu ai pricepe, n-ar trebui să te lămuresc eu pe tine, ai stat tu de mine. Nu mai lăsa. Un izvor care țâșnește viața veșnică. Și nu așa că viața veșnică să tot treacă, să tot treacă, să tot treacă. E și slavă, și fericire. Nici nu poate fi imaginată. Măriți să fie Domnul pentru această Evanghelie care se vestește așa cum s-a cântat. Numai că la așa mare ofertă există concedere. Am citit Marcu, capitolul 1, le citesc. Pocăiți-vă și credeți. Și dacă nu te pocăiești și nu crezi, n-aș vrea să ai parte de toate acestea. Nu, a zis Domnul Sinagogul din Nazaret, scrie Luca 4. Astăzi s-au împlinit cuvintele astea din Scriptură. Adică astăzi a ajuns vestea la voi. Dar n-a putut să zic așa ca și în casa lui Zacheu, Luca 19. Azi va intra și mântuirea în casa aceasta. Că poate trece mântuirea cu toată Evanghelia pe lângă tine. Dacă nu te pocăiești, nu se oprește carul. Trece mai departe. Dacă nu crezi, tu nu te sui în car. Pocăință și credință. Știți care e denumirea completă a acestor două mari cerințe divine? Vă citesc din Fapte, din capitolul 20, versetul 21. Pocăință față de Dumnezeu. Poate doar pocăință simplu nu înțelegi. De ce pocăință? E pocăință față de Dumnezeu. Și credință în Domnul nostru Iisus Hristos.
nu vă dau acest anunț. Oricum n-ar fi eliminator, frații vă luam acestuia. Nu răspundeți, n-a vă gândiți, a vă gândiți bine. De ce trebuie să ne pocăim noi față de Dumnezeu? De ce trebuie să ne pocăim față de Domnul Iisus? De ce față de Dumnezeu? Zice David în Psalmul 51, Doamne, împotriva ta. Cum împotriva lui a păcătit? Cu ce l-a deranjat David pe Dumnezeu în cer? El a păcătit împotriva lui Urie, împotriva Batsebei, împotriva Adora, împotriva nevestei sau se ții jignite. Da, dar cine o zis să nu prea părbește? Cine l-a pus pe el împărat? Zice Nathan, tu știi cât îi zice prin Nathan, știi cât ți-am dat? Dacă ia puțin, dă o camă, mai jigni. Dragii mei, zice în Romanul 18 că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri al Dumnezeu. Noi trebuie să ne pocăim față de Dumnezeu când împotriva Lui am păcătuit. Și scrie în Matei 12 că ce-au făcut cei din Ninive se numește pocăință. Să nu fie greu, eu acum am botezat, m-am zis acasă. Încât am cântare și eu nu sunt mare cântăreț. Uite, vouă vă las astăzi, când mergeți acasă, să citiți Iona 3. Acolo e scris cum s-au pocăit. Nu le-au spus ora ca o șansă de mântuire nouă. Sunt 40 zile legat cu voi. Și vă întreb ceodată să nu vă grăbiți să răspundeți, nu poate să greșiți. Fie compostit, din porunca apărată, pocăință în masă. Câte zile au postit? Să nu răspundeți. Să nu răspundeți că nu știți. N-am zis să știți. Că nu-i scris. Dar dacă au postit toate cele 40 de zile, cine știe? Au strigat la Dumnezeu. Poate eu ni s-o deranjat când strigăm. Mă, noi ne pocăim de aia strigăm. Ne pare rău, plângem. Postim. Spunem, Doamne, îndură-te de noi. Ei n-au fost siguri. Noi avem Evanghelia, asta e vestea bună, noi suntem siguri că ne primește dacă ne pocăiesc. Sire acolo, versetul nou, că cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu? Și scrie că Dumnezeu s-a uitat, s-a căit. Mi-a rămas numai să-l numărească pe Iona, nu? Băi, tu nu vezi că s-a pocăit? Și Dumnezeu s-a îndurat de ei. Că e bun. Scrie în Psalmul 59 că e prea bun. Uitați-vă la ce-a făcut oamenii aceia. Și Dumnezeu să vă dea o adevărată pocăință. Și am văzut oameni care vin de lume, am văzut dintre emoții care se prăbușesc, care se pocăiesc. Și Dumnezeu scrie în Biblie în 2 Cronici 33 că Manase a fost rău de tot. Copil din familie de pocăiți. Câte rele le-au dus la Ierusalim? Și fost în închisoare, s-a speritat de... Și Dumnezeu ăsta prea bun s-a lăsat în duple ca mine. Nu numai să îndesnească acolo în închisoare regimul, nu numai să grațieze, să-l ducă înapoi, mă, și să-l facă rege. Bun-i Dumnezeu! Amin! Mărit să fie Domnul! Amin! Pocăință față de și credință în... De ce Domnul Iisus credință? Adică simplu. Să crezi că tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos a făcut pentru tine. Asta e propovăduirea crucii. A murit pentru mine. Și pentru mine. Cu ce Pavel în ultimul de Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. Nu că eu sunt cel mai meritoriu păcătos să mă mântuiască. Eu mă văd că pe mine m-a iubit, eu sunt cazul cel mai grav. Aveți și voi nevoie de pocăință? Noi așa vă primim cu drag aici, dar să vă spunem adevărul. Voi înseamnă că ați avut ceva păcate, de-aia trebuie să pocăiți. Și trebuie să știți de asemenea că fără moartea Domnului Iisus, de-aia pocăința naște stări interesante. Pe de-o parte, de punct de vedere sentimental, pocăința te face și te prăbușești. Credința, pe de-altă parte, te face și te bucuri, măi, auzi ce îmi dă mie Dumnezeu. De aici, natural, ne manifestăm așa interesant.
Când strigăm de bucurie, nu știm uneori, ca la refacerea templului, că plângem de durere sau de bucurie. Scrie lui Petru că vă bucurați cu bucurie negrete și strălucite. Slavă Domnului! Sunt stări interesante. De-aia numai Duhul Sfânt le poate realiza și mai El le poate citi din noi. Credeți în Domnul Iisus. De-aia este interesant, citiți ce a făcut Domnul Iisus pentru voi. În mod deosebit când veți lua prima cină, să citiți textele din Evanghelie de la arestarea Domnului, judecată, crucificare, că scrie că ne amintim de moarte. În Ioan capitolul 9 scrie că a vindecat Domnul pe un om din naștere și îl întreabă și zice, crezi tu Fiul lui Dumnezeu? Dați-vă cum se află la credință, cum scrie și în Roman 10, prin auzire. Și le-a zis, cine e Doamne ca să crezi? Adică ce informații? Aflu și cred imediat. Ce simplu a crezut dintr-o vorbă. Dintr-o vorbă a fost vindecat, dintr-o vorbă a fost mântuit. Slavă Domnului! Și vieții farisei din două ședințe nimic. Să dăm slavă Domnului că, așa cum zice Pavel la Efeseni, voi ați crezut când v-a fost predicat. Și unii ați fost pecetuiți și alții nădăjduim să fiți pecetuiți. Să fie un avans pentru ziua răscumpărării. Cu pocăința și cu credința, numai aici avem de treabă. Nu, pocăință numai până ajungem, dar mai păcătuim, credință nu mai trebuie, că îl vedem față în față. Rămân numai celelalte beneficii ale Evangheliei Împărăției, a Evangheliei Slavei Fericitului Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu să rămâneți credincioși. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți. Că dacă nu mâine, poi mâine. Măcar că noi zicem după inima noastră, Doamne, am vrea azi, așa trebuie să trăim. Și dacă nici poi mâine, răspoi mâine, dar într-o zi va veni Domnul. Amin. Și nu vom spune că va veni, ci spunem că a venit. Cum scrie în Isaia 25, acesta e Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acum să ne bucurăm și să ne veselim de mântuirea Lui. Am mai cu seamă de când a plecat scumpa mea, cât îmi doresc. Și mă tot gândesc cum e pe acolo. Cum spuneam un frate, am vorbit cu el și a zis, sunt necăjit pe ucenici. Și a zis, dragul meu, dar de ce? De ce nu mi-au spus mai mult cum a fost după ce a înviat Domnul? Să știm și noi cum vom fi. Apoi rămâne asta taine ca să le gustăm când va avea parte de ele. Amin. Când ne vor crește aripi și când împreună cu cei ce nu mai sunt, vom pleca spre Sfânta noastră Împărăție. Și mi se mai dă că am uitat ceva să spun. Și trebuie să mă iertați. Că scria în textul nostru, așa e când ți le aduce Duhul Sfânt atunci. Nu le urmă. S-a împlinit vremea. Vedeți că vremea asta trece. Anul acesta s-a întâmplat, eu spun. Cunoști un frate, un om al lui Dumnezeu, care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt și l-a trimis Domnul la mai multe persoane acasă. Și-au primit cuvântul. Și s-a dus la un bărbat și a zis, astăzi este singura zi în care tu te poți mântui. A stat la el 4 ore. Și omul a zis, băi, astăzi am început. E clar, mai bine ca niciodată, te-ai explicat. Și-a zis, omule, nu doar că ai preceput, astăzi este singura zi în care poți să cheie legământ cu Domnul. Hai, nu chiar asta mă pot. Omule, e singura zi. Tu Sfânt m-a trimis la tine. Vorbesc cu copiii. Sănătos, perfect. A doua zi la 7 a murit. N-a vrut Dumnezeu să-L mântuiască? Da. Nu s-a pocăit și n-a crezut eu. Dar crede înseamnă nu vă împietreți inima azi, dacă au zis glasul. Bunul Dumnezeu să vă dea durare. Amin. Să nu ratăm momentul, timpul chemării. Amin. S-a întâmplat într-o localitate din Ardeal, Duhul Sfânt a anunțat câți? 21 urma să se boteze. Și a zis, frații, de câțiva ani nu s-a mai pocăit nimeni de la vară. Și dacă îi botezăm până la vârsta de 12 ani, n-adunăm 21. De unde o să iasă?
Și a început Domnul lucrarea cu femeia care lucra la birtul din sat. După trei zile de post, frate. Păi și l-am șocat și-a spus, te dau afară de casă. Și unde se meargă? Și dat-o afară de casă, a semnat chemarea ei la pocăință. Și l-a adunat 20 până la și le-a dat botezul, le-a adunat la somi și unul nu ieșa. Și înainte a gădat botezul unul, Domnul mai putut-o prin nimeni. Prin mulțime o coboră până în Someș. Și-o spus, astăzi m-a botezat. Nu este aici. Și frații știm ce o să duc, sunt o să stea 21. Dumnezeu să vă ajute să intrați în numărătoare până se face numărătoare. Amin.